Bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi, duminică, 14 iulie, suntem în cod roșu cu toții, toată țara este în avertizare cod roșu de caniculă. La noi se anunță 39 de grade astăzi, iar de mâine, timp de 3 zile, 40 de grade. Ei bine, în fiecare an, când avem parte de astfel de valuri de caniculă, eu îmi protejez culturile de legume prin grădină, atât în seră cât și în grădină. În seră este mai simplu pentru că noi am fixat plasa verde tot timpul anului, o avem pusă pe seră și acolo nu trebuie să fac mari modificări, mari intervenții. În schimb, în grădină, în momentul în care se anunță astfel de valuri, trebuie să iau măsuri dacă vreau să mi le salvez. În zona asta o să vă explic exact ce anume fac de fiecare dată și apoi o să vă explic ce am făcut în cealaltă parte, în grădină, unde am corturile din bambus. Ei bine, în zona asta e mai simplu de intervenit și mai rapid, pentru că deja avem structura de fier, a făcut-o soțul meu în urmă cu câțiva ani, a sudat aici fierul. Deasupra avem plasă de buzău, iar peste plasa asta de buzău am pus plasă verde de umbrire cu gradul de 40%. Ei bine, pe o astfel de caniculă ar fi fost bună o plasă mai deasă cu gradul de umbrire chiar de 90%, ca să țină o umbră mai mare, dar e bună și asta până la urmă decât deloc. Deci am făcut acest schelet, l-am făcut cu ideea de a ne proteja culturile aici în zona asta de grindină. De aceea am pus și plasa asta de buzău, pentru că e mai rezistentă și e mai simplu să punem ceva peste, în cazul nostru plasă de umbrire, din lipsă de plasă antigrindină, pentru că există și așa ceva. Deci se poate pune, cine își permite, să-și pună plasa antigrindină și pe timp de caniculă, peste acea plasă antigrindină, plasă de umbrire 40 sau mai deasă, depinde de gradul de caniculă, 90%. După ce trece valul de caniculă, bineînțeles că acea plasă se îndepărtează, nu rămâne acolo definitiv. Eu am intervenit cu ce am avut la îndemână pentru că nu mai am plasă de umbrire. Am cumpărat anul ăsta mai multă, dar am folosit-o la animale și păsări în zona câinilor unde le-am făcut adăpostul pentru că și suferă acum de căldură. Bine, acolo o rămâne în tot timpul anului, nu doar acum, pentru că este important să protejăm și animalele, păsările de asemenea. Deci am cumpărat, dar am folosit-o în alte scopuri. Zona asta, bineînțeles că se poate și improviza. Dacă nu avem plasă de umbrire, 40 sau 90% gradul, putem să improvizăm. În cazul meu, cu ce am avut la îndemână, mi-am făcut așa niște pereți. Practic am făcut aici un cort cu bucăți de materiale, cearșafuri tăiate pe care nu le mai foloseam, perdea la fel reciclată nu o foloseam, o foloseam în alte scopuri, nu în casă, deci lucruri care nu se mai folosesc și care pot fi reciclate și folosite în alte scopuri. Aici, pe peretele ăsta, avem plasă de umbrire definitivă, am făcut așa o protecție contra vântului. Și e de mare ajutor acolo, în zona asta. Iar pereții, așa cum am spus, materiale textile, ce am pus anul ăsta nou, pe care n-am mai folosit în anii trecuți, am folosit și folia agril. Pentru că este ușoară, pentru că respiră. În mod normal, folia agril se folosește iarna anti-îngheț, desigur. Dar în acest caz, pentru că am avut, m-am gândit să folosesc folia asta agril ca și paravan protector, nu neapărat aici în zona asta pentru a bloca razele soarelui să ardă plantele, ci mai degrabă
ca o zonă protectoare, pentru că roșiile nu se comportă prea bine lângă pomii fructiferi, mai precis lângă vișini. Și am preferat așa o barieră protectivă, astfel încât să se creeze un fel de cort aici în zona asta. Și prin mișcare, când adie vântul, se mai creează așa un val de răcoare, ca să zic așa. Și mai e un motiv pentru care m-am gândit să pun această folie agril. Poate mai țin la distanță ploșnițele, că de acum o să înceapă atacul masiv de ploșnițe și având aici un cort cu plasă de umbrire, cu aceste materiale textile, plus în folia agril, poate va fi cumva zona asta mai ferită și de insectele dăunătoare, cât de cât. Da. Cam astea sunt, dragilor, măsurile pe care le-am luat eu aici, în zona asta a spațiului în care cultiv diverse legume. V-am spus că roșiile nu se comportă foarte, foarte bine în zona asta. Probabil că este ultimul an când vom cultiva aici roșii. Vom încerca să punem altceva care să și meargă în zona asta. Cu toate astea, o să le las să producă până târziu, până toamna, când voi desființa aici culturile de roșii și fasolea. Merg în paralel, nu se recomandă, bineînțeles, dar neavând spațiu, eu le-am pus aici îngrămădite, în speranța că măcar o cultură va duce până la bun sfârșit. Dacă roșiile nu o să producă până sus, măcar fasolea să vină din urmă și să. Dar cu toate astea sunt foarte mulțumită. Mulțumesc lui Dumnezeu că totuși avem rod aici și în grădină și în seră, deci nu mă plâng de felul în care s-au dezvoltat culturile anul acesta, pentru că știu că sunt zone în care s-au distrus de grindină, de secetă, de. Noi cât de cât, mulțumim lui Dumnezeu, aici avem rod și, bineînțeles, udatul este problematic, cu măsură, nu exagerăm. Ne ajutăm de mulci cu buruienile care cresc la fața locului când cosim iarba. O lăsăm să crească un pic mai mare ca să avem și stratul de mulci. Nu am reușit să cumpărăm, din păcate, paie ca să putem să facem un strat generos de mulci. Pentru că nu, la noi în zonă, dacă e zona secetoasă, nu am avut pur și simplu de unde să cumpărăm baloți. Și în acest scop ne ajutăm de buruieni, pentru că au fost persoane care au avut de comentat în legătură cu buruienile mele de la țară. Pe această cale o să menționez faptul că buruienile la noi reprezintă aur curat, ele reprezintă stratul de mulci pe care nu ni-l putem achiziționa în mod normal cu baloții de fân. Ca să liniștesc persoanele care duc grija grădinii mele pline de buruieni, vă spun că dacă eu sunt mulțumită de buruienile mele, nu văd de ce dumneavoastră sunteți deranjați. Și dacă sunteți atât de deranjați, eu vă invit să vă dezabonați de la acest canal, pentru că nu are rost să vă indispuneți cu buruienile mele din grădina mea. Acesta este prima parte a videoclipului, pentru că urmează partea a doua. Am explicat ce am făcut aici în zona asta și o să vă explic acum cealaltă zonă în care am făcut acele corturi din bambus. Acolo este o intervenție un pic mai delicată, dar o să vorbesc în cea de-a doua parte a videoclipului mai detaliat ca să înțelegeți exact ce am făcut acolo și de ce.